Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Direcția Agricolă Vrancea a organizat astăzi în Piața Moldovei din Focșani prima ediție a Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare. Focșănenii aflați în piață au putut degusta produse tradiționale, iar la final, reprezentanții direcției au dus produsele la Căminul de Bătrâni din Focșani. Astăzi este marcată pentru prima dată Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Este o zi în care sunt promovate produsele obținute pe teritoriul țării noastre din materii prime de bază provenite de la producători autohtoni. Direcția Agricolă Vrancea a organizat astăzi în Piața Moldovei din Focșani o expoziție de produse agroalimentare. 20 de producători au expus de la tobă și șunculiță la pâine, brânză și alte produse lactate, plăcintă, legume proaspete și murături, vin la sticlă și la cutie. Începând din acest an, în 10 octombrie, se va sărbători Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Noi, Direcția Agricolă a Județului Vrancea, am organizat o expoziție cu produse agricole, produse care stau la baza fabricării produselor agroalimentare. Avem produse numai din Vrancea, produse ale producătorilor din județ, produse lactate, de panificație, produse din carne și preparate din carne și produse care reprezintă județul Vrancea. Cei care au trecut astăzi prin Piața Moldovei au putut admira și un bostan imens care cântărește 86 de kilograme și aparține unui producător din comuna Cârligele. La expoziția de astăzi a fost prezentă și Claudia Ionescu, directorul administrației piețelor din Focșani. Produselor tradiționale, produselor autohtone, produselor sănătoase, că de fapt despre asta vorbim, și o colaborare de genul ăsta cred că este benefică pentru toată lumea. Vă mulțumesc și o să fie produse care respectă toate standardele rețete de calitate, în primul rând, și rețetele noastre tradiționale care, slavă Domnului, există. În scopul încurajării consumului de produse agroalimentare și tradiționale, ziua de 10 octombrie este dedicată prin excelență promovării produselor agroalimentare românești și producătorului român, menținător al obiceiurilor locale, al portului popular și al deprinderilor păstrate din vechime, consacrate prin tradiție. În perioada 9-13 octombrie are loc la Adjud cea de-a 34-a ediție a săptămânii Bibliotecii Adjudene. Activitățile au debutat luni cu lansarea volumelor Adevărul mai frumos decât legenda și Am fost rivalul regelui, ambele aparținând actorului adjudean Ion Dichiseanu. Săptămâna Bibliotecii Adjudene a debutat ieri cu evenimente de excepție. În cadrul acestor activități, maestrul Ion Dichiseanu a lansat două romane, respectiv Adevărul mai frumos decât legenda și Am fost rivalul regelui. Săptămâna Bibliotecii Adjudene este un eveniment emblematic pentru municipiul Adjud. Doresc, în primul rând, să mulțumesc cazei evenimentului, domnilor directori, profesor Dumitru Emil și Cătălin Ionescu, deoarece a permis să ne desfășurăm evenimentul în această sală, deoarece biblioteca nu are un spațiu să desfășoare un eveniment de asemenea amploare. Săptămâna Bibliotecii Adjudene debutează cu lansarea de carte a maestrului Ion Dichiseanu. Și cinematografică în anul 1959. Este un cunoscut actor de film, teatru și scriitor. Felicit pe doamna directoare Tatiana Valea pentru frumosul eveniment de astăzi și pentru inițiativa de la duce astăzi în fața dumneavoastră pe domnul Chiseanu și familia acestuia. Felicit pe domnul director Emil Dumitru pentru gazda, care totdeauna o gazdă primitoare. Eu voi fi aproape de dumneavoastră și cu negreșit, după ce terminăm această lansare de carte, vom depăna amintiri din vechile noastre prieteni, din vechea noastră prieteni. Avem în față ceea ce eu aș zice, nu numai un actor complet, un om complet. Sunt emoționat. Știu de când eram copil, prin rolurile pe care le-a avut, mai ales în cinematografie, pentru că pe la teatru am fost numai în perioada studenției. Îl știu și ideea a fost a mea, din cântecul acesta minunat, Drada, care încât de mi-aduc aminte, este
compuse la un șerban și ale căror versuri niciodată n-am știut cine le-a scris. Constantin Dejan. Versuri minunate. Avem deci printre noi un om complet, un actor deosebit. Viața artistică, viața maestrului Ioan Titiseanu a fost extrem de efervescentă și este în continuare. Și asta este o bucurie pentru noi cei care suntem prieteni, pentru că nu prea au trecut ani peste Ioan Titiseanu și iată-l la vârsta domniei sale, plin de energie, vesel și încă doritor a face treabă pe scenă, de a juca în film sau în orice absolut îi se oferă. Și ăsta este un lucru absolut extraordinar la Ion Titiseanu. La câtă experiență, la ce carieră extraordinară are domnia sa, nu l-am văzut să facă fițe cum fac mult mai tineri colegi ai domniei sale, ci din contră își duce menirea cu foarte multă energie și cu multă plăcere în absolut orice fel de act artistic îi se propune. Le mulțumesc celor care au vorbit, profesorilor. Și dacă vă spun sincer, așa cum știu eu să fiu și cum asta nu mă știți, poate unii dintre cei apropiați vârste noi care m-au văzut și ca om, ca vorbit cineva, domn profesor. Una lacrima să urmi, vă dar și lacrima, în clipa când m-au elogiat, mi-am făcut așa. Nu știu, dacă noi, nu știu, mi se pare mult cu firesc. Dar, realmente, când am vorbit, mi-a dat lacrimi. Am înțărit de aici și l-am pupat pe domn profesor. Dacă a spus cu cont. Paul Ostrescu. Da. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Tot ieri, jurnalistul adjudan Adrian Artene a lansat volumul de poezii intitulat Iubirile pentru care a plâns și Dumnezeu. Activitățile dedicate săptămânii bibliotecii adjudene vor continua până pe 13 octombrie. Caravana Școala de Bani pe Roți a ajuns astăzi la Focșani. Este vorba despre un program itinerant de educație financiară care se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani. Caravana va rămâne în Focșani timp de 2 săptămâni, perioada în care copiii care vor trece pragul acestei școli pe roți vor învăța cum să-și gestioneze mai bine banii de buzunar. Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani au ocazia de a participa la cursuri și ateliere de educație financiară în Focșani. Astăzi, în orașul de pe Milcov, a poposit caravana Școala de Bani pe Roți, care este un proiect derulat în parteneriat cu o bancă cunoscută din România și un ONG. Caravana a ajuns la Focșani după ce a trecut și prin alte orașe. Astăzi am venit la Focșani cu camionul de educație financiară. Camionul de educație financiară este un proiect educațional pentru copii pe care îl plimbăm prin toată țara, în care ne dorim să învățăm pe copii prin joc ce înseamnă responsabilitatea financiară, cum trebuie să se gândească la bugetul lor și mai ales care este rolul lor într-un lanț economic ceva mai mare. Camionul pe care îl vedeți astăzi aici l-am lansat în luna iunie și din luna iunie ne plimbăm cu el deja prin țară. Am fost la Constanța, la Tulcea, la Galați, acum a ajuns la Focșani. O să stea 2 săptămâni la Focșani, timp în care așteptăm copiii cu vârstele între 7 și 14 ani să vină să ia parte la jocurile din camion. Practic învățăm să fim responsabili cu banii prin joacă. Cum înțeleg, cum văd copiii? Copiilor le place foarte, foarte mult ce se întâmplă aici, pentru că odată îi învățăm că pot să facă ceva mai multe lucruri cu banii lor de buzunar și încep să înțeleagă că dacă, nu știu, mănâncă o înghețată mai puțin la un moment dat, pot să ajungă să-și cumpere tableta preferată, pentru că asta am văzut până acum, copiii își doresc foarte mult gadgeturi, da, și de fiecare dată zic, dar nu o să putem să le luăm. Prin jocurile pe care le facem și prin discuțiile pe care le provocăm aici cu ei, încep să înțeleagă că își pot permite la un moment dat toate lucrurile astea, chiar ei, dacă sunt un pic mai atenți cu ceea ce banii pe care îi primesc de la părinți, cu banii lor de buzunar. Principalii beneficiari ai activităților care se desfășoară în această perioadă sunt copiii care vor învăța cum să-și gestioneze bănuții de buzunar și cum să facă economii. Prima grupă de elevi care a urcat astăzi în caravana Școala de Bani pe Roți s-a arătat de-a dreptul încântată de activitate, iar copiii au fost captivați de jocurile și discuțiile legate de acest subiect. Ce știm despre bani?
îi cheltuim. Așa. Să că era un industrie și orice vedeam în acel loc s-au investit 10 și 10 de bannote. Mamă, dar cum e asta cu banii pe care îi luăm de la bancă? Când ne dă banca, ne ajută cu bani, cum se cheamă? Ia spune, cum te cheamă? Eduard, cum se cheamă? Împrumutăm. Împrumut, excelent, ia să vedem acolo. Sau rate. Sau rate, aha, știa, cum e treaba asta cu ratele? Imediat, te-am văzut, că ai ridicat mâna, v-am văzut. Cum e treaba asta cu ratele? Deci luăm un împrumut și ce sunt ratele? Ia. Iei o sumă foarte mare de bani și îl dai pe lună, adică... Aha, deci îi dăm înapoi. Ia să vedem, pe lângă suma asta de bani pe care o dăm înapoi, da, mai trebuie să dăm ceva, Alexandru? Da. Ia, ce mai dăm? Dacă banca îți calculează așa, niște bani în plus care trebuie să-i dai. Și cum se cheamă banii astăzi? Ia să vedem, cine știe cum se cheamă banii pe care îi dăm în plus la bancă? Această campanie, care se desfășoară la nivel național, se bucură și de sprijinul reprezentanților filialei Vrancea, băncii partenere, dar și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. Eu sunt Iustina Haret, sunt gazda, ca să spun așa. Colegele mele o să le lasă pe și ele. Violeta Irimia mă numesc. Toroc Tătaru Simona Alina, sunt profesor de educație financiară. De asemenea, profesor de educație financiară Alina Scânteanu, ne bucurăm să vă avem alături de noi și suntem convinși că o să facă o mare plăcere să fiți în echipa noastră în aceste două săptămâni. Eu salut prezența colegilor aici. Deja inițiativa este foarte apreciată la nivelul inspectoratului școlar. Deja am avut întâlniri cu inspectorii și cu profesorii și așteptăm un număr cât mai mare de copii aici în acest camion unde vor trăi o experiență minunată. Și gazdele vor fi pe măsură. Programul Școala de Bani se desfășoară într-un camion, a cărui remorcă modulară se transformă într-un loc de joacă cu dotări de ultimă generație, unde grupurile de copii formate din maxim 15 elevi participă la ateliere interactive și antrenante timp de 90 de minute. Sportivii clubului Jusan Focșani au cucerit 6 medalii la Open România ADCC Championship, întrecere care s-a desfășurat în sala de sport din localitatea Dobroiești din Ilfov. Performerii clubului focșanean au fost Ioan Vrânceanu, Denis Chiriac, Alexandru Constantin, George Ștefan, Sorin Tuvene și Silviu Marin. Sâmbătă 7 octombrie, clubul Jusan Focșani a participat cu 10 sportivi la Open România ADCC Championship 2017. Și de această dată, clubul Jusan Focșani a fost la înălțime, iar 6 dintre sportivii antrenați de Marcel Ferbinte au avut evoluții pe măsură și au urcat pe podium. Medaliații clubului Jusan au fost următorii: Silviu Marin, medalie de aur și campion național la categoria 91 de kg master începători; George Ștefan, medalie de argint și vicecampion național la categoria 60 de kilograme adulți începători; Ioan Vrânceanu, medalie de argint la categoria minus 65 de kilograme juniori; Denis Chiriac, bronz la categoria 75 de kilograme juniori; și Alexandru Constantin, bronz la categoria minus 75 de kilograme juniori intermediar; și Sorin Tuvene la categoria 76 kilograme master avansați. Ceilalți sportivi de la clubul focșănean: Ferbinte Marcel la categoria minus 91 de kilograme master avansați; Dima Ionuț la categoria minus 76 de kilograme adulți începători; Cernat Bogdan la categoria minus 76 de kilograme începători, adulți; și Herțiga Andrei nu au prins podiumul. Antrenorul sportivilor de la clubul Jusan Focșani, Marcel Ferbinte, s-a declarat mulțumit de evoluția sportivilor săi în această competiție, chiar dacă unii nu au prins podiumul. Karateca Focșăneni a obținut noi rezultate foarte bune la competițiile internaționale de karate. Zilele trecute s-au desfășurat în Ungaria campionatele mondiale. Sensei Daniel Fusaru, antrenor la CSM Focșani 2007, face parte din echipa managerială Naționalei României, care s-a întors acasă cu medalii de aur și argint. În primul rând, echipa de senior a României Karate a cucerit titlul de campioană mondială kata echipe, sensei Daniel Fusaru, CSM Focșani 2007, Radu Todiraș, Dinamo București, Ionuț Petre, Dinamo București. La rândul său, tânăra sportivă focșăneană Andreea Arginteanu a devenit campioană mondială cu echipa feminină de tineret, alături de Isabela și Laura de la Dojo Casapanciu, și a obținut medalia de argint la kata individual tineret 18-21 de ani. Printre cei care au mai obținut rezultate foarte bune din delegația României se numără și Alexandru Racoviță, medalie de aur la categoria sa de vârstă, și Irina Paraschiv de la CSM Focșani 2007, care a devenit vicecampioană mondială la cumii de cadeți.
La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla variabil. Temperaturile minime se vor încadra între 8 și 10 grade Celsius, iar cele maxime între 17 și 19 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!